Nu, și nici nu o să-mi revin vreo două zile. Ești bucuroasă, așa e? Bineînțeles. Deci a treia medalie pentru tine cu Brăila? Nu, este a doua. La prima am fost în tribună, eram un copil, încă nu aveam voie să fiu pe bancă. Da. Și ai o medalie cu Maia Mare. Da, este a doua medalie de argint pentru mine aceasta. Mult mai emoționantă medalia asta de argint la Dunărea Brăila decât aia de la Baia Mare? Normal, pentru că aici a fost cu sufletul, pentru familie, pentru galerie, pentru toți suporterii care au fost alături de noi. Normal că sentimentul e altfel. Ce a însemnat pentru tine acest campionat și această medalie, având în vedere că din vară o să pleci o spre din țară? Da, a fost unul din cele mai bune campionate ale mele. Mă bucur enorm că am colaborat foarte bine cu echipa și că împreună am făcut un rezultat atât de bun pentru Brăila, pentru orașul ăsta și pentru toți suporterii noștri. Ce le dorești acestor suporteri care au venit astăzi într-un număr extraordinar de mare? N-am mai văzut atâția spectatori în tribună de la meciurile cu Olchimu. Da, îmi doresc ca în continuare să vină la meciurile fetelor și la meciurile noastre până se vor termina și cu României. Și din anii viitori îmi doresc la fel să vină să le susțină pe fete la fel în număr atât de mare. Mulțumesc mult și mulțumesc succes! Și eu.